alergă. Eu, tată, deja mare am crescut, dar primul pas, cel din copilărie, tată, către tine l-am făcut. Îți mulțumesc că datorită ție eu. Domnul Constantin, vreau să vă felicităm cu ziua de naștere. Să vă dorim doar surprize plăcute, să vă găsească în fiecare clipă. Meritați să fiți surprins și să aveți parte de emoții pozitive. Știți oare, domnul Constantin, cine ne-a trimis să vă felicităm? Uite, așa se aduce gândul, da? Noi avem pentru dumneavoastră o surpriză dulce. Ce scrie acolo? La mulți ani! Ia că de la cine vine! Și această felicitare este însoțită de un mesaj. Pentru cel mai bun tată și bunel din lume, cele mai sincere urări de bine, să ai parte de bucurii, zâmbete și multă iubire, dar mai presus de toate să fii sănătos. O zi specială să ai și să te bucuri de urări și de cadourile primite azi, dar emoții pozitive să ai în fiecare zi. Dragul nostru tată, de ziua ta primește în dar această inimă mare, ca semn de mulțumire și recunoștință pentru toate câte ai făcut pentru noi. Îți mulțumim pentru că mereu ne susții, ne ești alături, te iubim și ești în sufletul nostru zi de zi. Și îți dorim ca steaua ta ocrotitoare să fie mereu asupra ta și a celor dragi sufletului tău. Dragostea și grija ce o dăruiești în jur să-ți fie răsplătită din plin cu multă căldură și împlinire sufletească. Noi te iubim enorm de mult, chiar dacă suntem departe, să știi, cu sufletul și cu inima îți suntem alături. Îți ducem dorul și îți urăm în sincer la mulți ani, cu drag de la copii și nepoți. V-a plăcut surpriza lor? Îi mulțumesc frumos, fii sănătos, îi iubesc și aștept acasă. Vin la tata? Da. Vin? Des vin? Vin. Așa, asta este cel mai principal. Chiar dacă au plecat, se întorc și se întorc cu inima mare, cu sufletul deschis și bănuiesc că îi așteptați cu brațele deschise de fiecare dată. Mai avem un buchetel de flori pentru dumneavoastră. La mulți, mulți ani! Emoții frumoase, da? Cele bune, vă sănătate, fericire, bucurie, succes, să mergem pas cu mătare și nu uita că noi vom fi mereu alături și iubim tare, 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 tare. Îi mulțumesc frumos de cadouri și neașteptat. Îi iubesc tare și îi stimez și aștept acasă. Nepoței, copiii, vreți acasă. Ești cel mai scump, cel mai sfânt, îngerul meu pe pământ. O parte ești din viața mea, părinte drag. Ai stat, dacă aș putea, ți-aș da din anii mei câțiva. Să fii viața mea alătura. Ai plâns ascuns să nu te vadă nimeni, m-ai ocrotit de lacrimi și de rău, m-ai învățat în viață să fac bine, să cred în mine și în Dumnezeu.